Salut și bine ai venit! Ce probleme de fiabilitate are la nivel de gamă Hyundai iX35 începând cu anul de fabricație 2008 produs până mai târziu, după 2010? Prima problemă la această mașină este cea cu pivoții de la puntea față. Ei cedează destul de des și s-a observat că undeva între 70-80 de kilometri această problemă apare la multe mașini. A doua problemă la Hyundai iX35 este cea cu întinzătorul centurii de siguranță. Aceasta a avut un recall, o rechemare în service în reprezentanță în anul 2010. Unele mașini au ajuns în service pentru acea reparație, altele mașini nu au venit. Așa că mare atenție dacă funcționează bine centurile. A treia problemă este cutia manuală. Aceasta agață din treapta 1 la treapta 2 când dai din 1 în 2. Dacă s-auzi zgomote și gălăgie când faci această schimbare de treaptă și îți agață treptele, s-ar putea să fie probleme cu ambreiajul. Sau să ai nevoie de o recompletare ulei cutie de viteză, asta înseamnă că trebuie să faci urgent revizie la cutia de viteze, schimbând uleiul. Problema numărul 4 la acest model corean este cu rugina. Abia după ce ai ridicat mașina pe elevator și ai inspectat-o foarte bine, poți să zici cu siguranță 100% că mașina ta nu are rugină. Până nu o vezi pe elevator, nu ai fi așa de sigur că poți avea surprize neplăcute. Punctele de rugină încep de la zona punții față, se extind spre compartimentul motor și apoi spre zona punții spate. Bineînțeles că pe viitor și pragurile o să fie afectate de rugină dacă nu ești foarte atent încă de acum de la primele semne de rugină. Motorizarea de 1,7 litri are o mare problemă de fiabilitate. Aceasta are de obicei probleme cu servofrâna, având pompa de vacuum defectă. Deci, dacă o să ai această problemă, prima dată vezi pompa de vacuum dacă funcționează corect. Dacă nu funcționează corect, mecanicul își va da seama imediat. Când apar probleme cu mașina, o să observi probleme la frânare. Atunci programează urgent o vizită în service la mecanic să vadă exact ce se întâmplă cu mașina ta. Nu se știe de ce, dar la această motorizare au fost mai des semnalate aceste probleme decât la alte motorizări. Alte probleme ce sunt la iX35 în mod general la mai multe mașini verificate în service sunt cu arcurile rupte la puntea spate, mai ales acele mașini care au cărat greutăți foarte mari, amortizoare sensibile ce se defectează destul de des, ele în special cedează de la puntea față, cele de pe puntea spate sunt ceva mai rezistente, dar alea de pe puntea față sunt mai sensibile. Alte probleme ce mai sunt la modelul corean sunt cu senzor presiune roți, conexiunea Bluetooth ce nu funcționează foarte bine, probleme la aerul condiționat care bagă ori prea rece, ori prea cald și în acest caz la aerul condiționat problema se referă la compresor, el fiind de obicei vinovat pentru această problemă. Motorul diesel de 1,7 CRDI are probleme și cu turbina sau filtrul de particule. Pot să fie și ambele probleme. Dacă ai cumpărată deja această mașină cu versiunea asta de motorizare sau vrei să cumperi, prima dată ce trebuie verificat este turbina și filtrul de particule, precum și pompa de vacuum dacă este bună sau nu, având relatată mai devreme acea problemă cu servofrână. La interior avem probleme cu tapiseria scaunelor, de o calitate slabă, apar repede crăpături și rupturi ale scaunelor, mai ales dacă este tapiseria de piele, iar elementele interioare decorative se desprind, uzează, mătuiesc, decolorează mult prea repede, mult prea ușor. Mulți oameni deja au înlocuit grilele de ventilație, de climatizare sau alte mici componente de plastic de la interior. Oricât de mult m-ar înjura sau m-ar critica posesorii acestui model, aceste lucruri sunt 100% adevărate, lucruri confirmate, reconfirmate de mulți mecanici auto, în multe servisuri auto, așa că nu este cazul să te superi sau să fii derajat de aceste afirmații, este mai bine ca să știi problemele înainte de a cumpăra mașina sau acum dacă ai cumpărat mașina să știi la ce să fii atent decât să ai surprize neplăcute pe viitor. Ideal ar fi ca nimic din aceste probleme să nu le ai vreodată cu mașina, să zici că mint, decât să le ai și să nu fi anunțat. Înainte de a încheia, îți dau un pont dacă vrei acest model. S-a dovedit o mașină mult mai bine lucrată, mult mai fiabilă și uneori chiar cu preț mai bun, modelele de la Kia. Deși folosesc aceleași piese, Kia s-a dovedit că face mașini mai bune decât Hyundai în multe situații. Așa că dacă vrei cel mai bun Hyundai, cumpără-ți o Kia. Nu uita să lași părerea ta în comentarii, dai un like, subscribe și un share la acest clip. Până la un viitor clip, gânduri bune și atenție foarte mare la condus. Pe curând!